Părinte, Părinte Nicolae, preacuvioșilor, părinți, fraților, Bunul Dumnezeu să fie lăudat și slăvit întru toate, pentru momentele acestea care împreună le trăim. Sunt pus într-o situație destul de delicată, să plătești, aș putea spune, pentru că după ce Părintele Nicolae a arătat niște momente deosebite din viața dânsului alături de acești părinți și după ce domnul Stelian Gomboș a spus ceea ce a spus, iar la început Părintele Popilu, eu acum, credeți-mă că nu prea știu cum să încep și ce să vă spun mai întâi. În stare în minte și zic eu cuvântul acela al psalmistului. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, Dumnezeul Israel. Spun lucrul acesta pentru că mi-a fost dat, a rânduit propria lui Dumnezeu, de-a lungul celor 62 de ani de când sunt la mănăstire, să trăiesc lângă părinți deosebiți și, în special, lângă acești doi mari părinți, Arsenie Papacioc și Părintele Petronul Tănase. Mi-e și frică să spun că astăzi sunt ceva, pentru că, în fondul, omul, dacă se vede în oglinda sufletului său într-o smerenie, își dă seama că, de fapt, nu este nimic. Dar, cu toate acestea, dacă se poate spune că sunt realizat cumva, acest lucru se datorează acestor doi mari părinți, lângă care am trăit și de la care am învățat lucruri extraordinar de frumoase și de însemnat, timp de 55 de ani. Bunul Dumnezeu a rânduit ca să mă nasc într-o familie cu 10 copii. Și cum cu decenii înainte educația creștină era la mare cinste, la mare atenție în viața oamenilor, pentru că erau cu totul alte vremuri, a rânduit Bunul Dumnezeu să primesc educația asta sănătoasă creștinească în familie și cu aceea am mers în mănăstire. Înaintea mea a plecat fratele meu de care s-a făcut amintirea și Părintele Gabriel, la un sit apropiat de familie, la 8 km, la Situ Slănic, care acum este o mănăstire foarte frumoasă. Dânsul, făcând seminarul la mănăstire, seminarul monahal la mănăstirea Neamțul, acolo a întâlnit mulți călugări din mănăstirile din Moldova, pe care i-a întrebat: vă rog, recomandați-mi o mănăstire din Moldova cu viață duhovnicească bună, unde să ducă fratele meu care dorește să meargă la mănăstire. I s-a recomandat mănăstirea Slatina și acolo i s-a spus să-l caute pe egumenul mănăstirii, pe Părintele Arsenie Papacioc. De la mijlocul lunii august 1956 am ajuns împreună cu fratele meu, Părintele Gavril, ca închinător la mănăstirea Slatina. Primul călugăr care ne-a ieșit într-o întâmpinare l-a întrebat fratele: cum putem să-l întâlnim pe Părintele Arsenie Papacioc, pe Părintele Egum? Și să vedeți, fraților, mai întâi să vă fac o precizare. Am urmărit și am ținut cont ca în această carte, când am vorbit de viața celor doi părinți,
să aibă o continuitate de la începutul vieții lor și până la sfârșitul lor, firul providențial din viața lor pe care l-a rânduit Dumnezeu. Și când spun lucrul acesta, pe undeva mă văd lipit, mă văd tras de acest fir providențial din viața lor și eu. Pentru că ajungând în curtea mănăstirii Slatina, în momentul când l-am întrebat pe acel părinte unde îl putem găsi cu părintele Arsenie Papacioc, părintele Arsenie a ieșit din chiria dânsului conducând un domn și o doamnă care puțin mai târziu am aflat că erau, de fapt, doi profesori universitari din București care veneau de 3-4 ori pe an să se spovedească la dânsul, la mănăstirea Slatina. Și părintele pe care l-am întrebat unde îl putem găsi pe părintele Arsenie, ne-l arată cu mâna. Uitați-l acolo, pe Ciardac. Noi, imediat, ne-am grăbit să mergem către acolo, iar părintele Arsenie, care ne vedea pe noi că schimbăm câteva vorbe cu părintele respectiv, a intuit că vrea să-l întâlnim. Și a mai zăbovit încă câteva clipe pe Ciardac. Am ajuns după 2 minute în fața dânsului și părintele Gabriel, fratele meu, hirotonit, iacob, cu 2 ani mai înainte, tânăr și eu, cu timiditate și cu multă evlavie, așa, respect, blagosloviți prea curioasă. Acum fiți atenți ce răspunde a dat părintele astea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, părinții. Oare n-a greșit, spunând lucrul ăsta? Se vede treaba că Dumnezeu l-a inspirat să spună așa și pe mine m-a văzut un părinte alături de fratele meu, părintele Gabriel. Și fratele îi spune, de-a curioasă am fost îndrumat la mănăstirea Slatina și la preacurșia voastră, pentru că fratele meu dorește să intre în mănăstire. Când a auzit lucrul ăsta, părintele Arsenie se adresează direct către mine și îmi spune: cum te numești, frate? I-am răspuns: Ion mă numesc, neacuvioasă. Și atunci îmi spune el scurt și de la suflet, de la inimă: bine ai venit, frate Ioane, din momentul ăsta ești viețuit, faci parte din viețuitorii mănăstirii Slatina. Bine ai venit, rămâi la noi. Am fost foarte surprins de cuvintele dânsului și atunci i-am răspuns: preacuvioasă, iertați-mă, dar n-am venit pregătit ca să rămân acum la mănăstire. Mi-a dat un răspuns care câțiva ani nu l-am înțeles, dar a rânduit Dumnezeu să-l înțeleg mai târziu. Când a auzit răspunsul meu, îmi spune, zice: e, frate Ioane, se vede treaba că n-ai nebunit de tot. Și după cuvintele acestea, ne cheamă să mergem la el în chirie. Am mers la dânsul în chirie și după câteva întrebări și răspunsuri, a început dânsul să ne vorbească din viața Sfinților Părinți și din viața mănăstirească, viața călugărească, încât, credeți-mă, timp de vreo 1 oră și 20, aproape 1 oră și jumătate, nu mai mă simțeam că sunt pe pământ. Uitați-vă de mine unde mă aflu. În fine, ne-a făcut o rugăciune pentru călătorie, că noi urma să mai vizităm și alte mănăstiri, și am ieșit din chiria dânsului. Și când eram în Cerdac și noi cu 3 trepte mai jos în curte, spune, zice: frate Ioane, să te ajute măicuța Domnului ca să vii cât mai degrab la mănăstirea noastră. M-am despărțit și peste 3 săptămâni intram pentru a 2-a oară în curtea mănăstirii Slatina. Credeți-mă că acele 3 săptămâni mi s-au părut 3 ani. Așa de doritor eram ca să mă întorc mai degrabă la mănăstirea Slatina,
unde am simțit, am trăit niște momente unice în viața mea. Am revenit la mănăstirea Slatina și Părintele Arsenie a prins de veste că am venit, el care m-a pomenit necontenit în rugăciuni și m-a aștepta cu un dor. Și să vă spun lucrul acesta, că Părintele Arsenie a simțit, a văzut, după primele momente când l-am cunoscut și când am discutat cu dânsul, că trebuie să mă întorc la mănăstire, pentru că acolo mi se potrivește locul și acolo sunt în mijlocul părinților care au format armata de geniu a Mântuitorului Hristos. Așa sunt socotiți călugării și călugărițele mănăstirii. A coborât de la chiria dânsului, m-am întâmpinat pe aleea dintre biserică și clădirea în care stă dânsul, m-am îmbrățișat cu atâta căldură încât nu vă puteți să închipuiți ce momente extraordinare am trăit atunci. Și a rămas în mănăstire, mai întâi m-a dus la Părintele Stareț Emilian Olaru, un părinte smerit, blând, cu multă dragoste, cu o față luminoasă. Era atât de plin de dar al lui Dumnezeu, că nu puteai să ajungi în fața lui amărât, întristat și să nu pleci de la el ușurat sufletește și complet liniștit. M-a dus la Părintele Stareț, m-a binecuvântat, mi-a dat câteva sfaturi și după aceea m-a dat în îngrijire și în formare duhovnicească Părintele Arsenie Papăjoc. În fiecare săptămână, vinerea, era spovedare de oști. Și a început dânsul să dea primele învățături, primele îndrumări, pe care eu, ca un pământ gata, pregătit pentru ca să se arunce sămânța, le-am primit cu toată deschiderea sufletului meu, cu toată inima și încet, încet am învățat lucru care mă îmbrățișează astăzi ce bine au prins în sufletul meu, că nu le pot uita până în veșnicie. Părintele Arsenie, n-am avut parte să trăiesc în mănăstire cu el până la momentul când mănăstirile au fost desfințate de comuniști prin decretul 410, pentru că în iunie 1958 a fost arestat din mănăstire împreună cu fratele Constantin Dumitrescu. Această arestare s-a petrecut, de fapt, într-o noapte întunecoasă, ploioasă, pe care ateii comuniștii au rânduit-o să aibă loc în aceeași noapte, ca arestările să se facă toate în aceeași noapte, în toată țara. Pentru că atunci au fost arestați cei mai valoroși oameni ai bisericii, călugării cei mai luminați, care îi aveam după aceea la pomenire, la psaltire, că la mănăstirea Slatina, după terminarea Sfintei Liturghii, să continua citirea psaltirii neîntrerupt zi și noapte între slujbe. Între aceștia, Părintele Nicolae a avut colegi, sau cum să-i numesc, părtași de suferință prin închisori, premarii părinții noștri, de care dânsul poate să vă povestească mai multe decât vă pot spune eu. Aici, când spun aici, greșesc, nu în locul ăsta, aici în București, la mănăstirea, în timp, unde și Părintele Arsenie a viețuit cu 4-5 ani, i-a cunoscut pe marii părinți Benedict Iuș, pe Andrei Scrima, pe Sofian, pe Roman Braga, pe Adrian Făzeceanu, pe Satul Tudor, cel care a devenit Daniel
Sandu Tudor, marele poet, care toți aceștia au fost arestați în noaptea în care a fost arestat Părintele Arsenie la Mănăstirea Slatina, împreună, cum am spus, cu fratele Constantin Dumitrescu, cel care a ajuns viețuitor la Mănăstirea Sfântia spre sfârșitul vieții lui și este cunoscut sub numele de Părintele Marco. În paranteză îi se mai spune și Fachir. Părintele Arsenie a durat an de temniță grea, pentru că după arestarea de la Slatina și condamnarea dânsului, i s-au dat 40 de ani de închisoare, între care 20 de ani cu temniță grea. Când a fost dus ca să-i tundă barba, să-i taie barba și să-l bărberească, și să-l tundă și să îmbrace haine de pușcăriaș, acela care făcea această treabă, îl întreabă, cât s-a întâmplat, s-a dat mai? 40 de ani. Ce spui, mă? 40 de ani? Ce ai făcut, mă, de ți-a dat 40 de ani? Părintele foarte simplu. N-am făcut nimic. Nu se poate, mă. Dacă chiar nu făceai nimic, îți dădeau 10-15 ani, dar nu 40 de ani. Și a început temnița. Mă refer la, în special la temnița de la Iul. Ceva înfricoșat ce s-a petrecut cu ei acolo. Că acolo era temnița pentru deținuții politici. Erau niște secții numite zarcă, așa, unde cei care erau în vizorul lor ca să-i externe cât mai degrabă, îi băgau în aceste locuri, în camere de frigorifice, cum le spunea, unde era moarte de om, ceva înfricoșat. Și plus de asta, înainte de a ajunge să fie băgat în aceste camere, unde nu era nimic, era ciment pe jos și niciun mobilier absolut nimic, decât în colțul camerei acolo, sub o fereastră deschisă aproape de tavan, era o tinetă, un butoi de metal, căruia îi tăiase capacul de deasupra și acolo își făceau necesități. Iar pentru noaptea, vedea acei gardieni care îi păzeau și le cobora din peretele închisorii un pat care se bascula și pe el își întindea oasele, pentru că carne nu mai erau pe ei, erau niște schelete, și avea o pătură care li se dădea de învelit. Jumătate era pusă pe ei, sub ei și jumătate deasupra. Dar asta, cum așa ca să zic, că are o învelitoare. Au fost băgați la regim de exterminare prin înfometare. După calcule științifice și după așteptările lor, trebuia ca după 2-3 luni de zile de înfometare, așa, să moară, să se stingă, fără să fie torturați și chinuiți altfel, ca să se vadă și să se cunoască că au fost torturați. A trecut 3 luni de zile, a trecut 4, a trecut 5, a trecut o jumătate de an și acești deținuți care erau numai umbre de oameni, erau schelete de oameni, nu mai mureau. Atunci aceea și în special la Iud, colonelul Crăciun, care era un torționar înfricoșat și toți tremura în fața lui, a fost pus în situația, nu numai el și alții, să strige în fața lor: bă, voi nu sunteți oameni, sunteți niște năluci! Pentru că îi vedea că nu mai mor. Lucrul acesta se întâmpla pentru că era lucrarea lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu care se întâmpla cu ei. A fost întrebat Părintele Arsenie și nu numai el, și alții,
Părinte, spuneți-ne, în închisoare n-ați avut întâmplări minunate, n-ați avut vedenii, descoperiri, nu s-a întâmplat minuni? Măi, fraților, îmi puneți o întrebare la care nu pot să vă dau un răspuns. Nu se poate concepe ca cineva să rămână viu în condițiile acelea de exterminare și să nu fie avut descoperit, să nu fie avut vedenii, să nu fie făcut, să fie făcut Dumnezeu minuni cu fiecare. Dar astea nu se pot spune. Am viețuit cu Părintele Petrunul după ce a ieșit în închisoare, vreo 2 ani și jumătate, la mănăstirea Cheia. Dar înainte de a vă povesti ce ne-a spus la mănăstirea Cheia, să vă spun 2-3 cuvinte ce s-a întâmplat cu dânsul după ce a fost eliberat la 1 august 1964 prin decretul care l-a dat comuniștii cu eliberarea politicilor, celor deținuților politici, la presiunea Occidentului. A venit la București la Patriarhul Justinian, cel care îl cunoștea foarte bine, pentru că el împreună cu Părintele Cleopa, atunci când s-a aflat fugiți în munți, când a simțit că securiștii vrea să-i aresteze la mănăstirea Slatina și când lucrurile s-au mai îndulcit puțin, i-a chemat Patriarhul Justinian la București și le-a dat ca ascultare să revigoreze viața duhovnicească a mănăstirii din Arhiepiscopia București. După un an și jumătate, s-a întors la mănăstirea Slatina. Părintele Cleopa, la vreun an și ceva, s-a retras la mănăstirea Slatina și l-a pus pe Părintele Emilianu Olaru, l-a pus stareț în locul dânsului și Părintele Ațel, așa cum v-a spus, a fost arestat. Ieșind în închisoare, s-a dus direct la Patriarhie și s-a prezentat Patriarhul Justinian. Și Patriarhul Justinian, care era un om foarte întreprinzător și curajos și foarte înțelept în tot ceea ce făcea, s-a luptat mult ca să introducă într-o mănăstire. Nu i-a fost cu putință, că se împotrivea securitatea prin departamentul culturilor, care avea puternicire printr-o lege comunistă, ca să nu aprobe angajarea cuiva în slujba bisericii și nici să dea aprobare a celor care vreau să se întoarcă în mănăstiri dintre cei care au fost scoși cu decret. Și atunci Patriarhul Justinian, văzându-se situația asta și dorind să-l ajute pe Părintele Arsenie, i-a dat telefon episcopului Teofil Hereneanu de la Cluj, care venise de la greco-catolici cu un număr mare de protocop și care avea un regim de viețuire mult mai îngăduitor decât alții episcopi din țară, pentru că securitatea se temea să nu se întoarcă la greco-catolici și să le dea de lucru. Și atunci a apelat la el și îi spune, ajută-mă și primește pe un părinte care a ieșit din închisoare, că preasfinția ta ai pe acolo o parohie liberă. Și în felul acesta a ajuns și episcopul Teofil Hereneanu l-a numit în filia de sus. Acolo a slujit vreo 2 ani și jumătate și pe toți 2 comuni, dar și filea de jos, le-a adus la tot, n-a mai rămas nici un grec catolic, pe toți i-a adus acolo. Și când Patriarhul a simțit primejdea că mănăstirea Cheia vor să o facă sediu comuniștii pentru partidul lor, dar asta mai mult pentru faptul ca să se planteze ei acolo inima munților, unde era o stațiune climaterică și era cercetată cu parcursul anului de mulți turiști și de străinătate, ca să poată ei să urmărească. Și atunci Patriarhul repede s-a pus la treabă și
a înființat casă de odihnă la mănăstirea Cheia și a deschis-o ca mănăstire pentru călugări. Și atunci a zis, pentru că la Cheia se ducea o lume deosebită, o lume mai elevată, cultă, aia acolo trebuie să fie un administrator și un stareț pe măsură. Și l-a transferat cu Părintele Arsenie din Transilvare, de acolo de lângă Turda, și l-a pus stareț și administrator la mănăstirea Cheia. Și aici, la mănăstirea Cheia, Părintele Gavin, fratele meu, care pe 25 august 1964, când a fost arestat de la mănăstirea Curtea de Argeș și condamnat împreună cu grupul Părintelui Nicodim Mândiță, 11 persoane. El care nu s-a putut face dovada că trebuie să fie condamnat în cadrul procesului militar, i s-a dat 4 ani și în felul ăsta a ajuns și el la Iud, pe locul pe unde mai înainte trecuse Părintele Arsenie. Eliberând în închisoare, eu care eram cu serviciul la Curtea de Argeș, mi-a comunicat Părinte Justinian, când va ieși Părintele Gabriel, să-i spui să vină imediat la Cheia, că îi păstrez postul de diacon. A ajuns Părintele Gabriel la Cheia și peste un an și ceva m-am dus și eu și în felul acesta am vietuit cu Părintele Arsenie 2 ani și jumătate la mănăstirea Cheia. Și în timpul ăsta ne-a povestit multe lucruri care eu le menționez aici în carte. Și până trece, lucrurile minunate care s-au întâmplat în viața dânsului de tortură, de chin la pușcăria din Aiut, ne spune că el era adesor băgat la recitor, cum se mai spunea, la camerele astea frigorifice, tocmai ca să îl poată să omoare într-un fel, ca să nu să fie ei acuzați că l-au omorât prin tortură, prin ceva. Acolo, în camerele astea reci, cum ei erau numai o schelete de oameni, ca să nu îngheți, trebuia să te miști în continuu. Oricum să te poți mișca în continuu, de la ora 5 dimineața până la ora 10 seara. N-aveai pe ce să te așezi. Și când nu mai puteau săracii, se așezau jos și în epuizarea aceea îi lua somnul imediat. Și dacă îi lua somnul imediat, acolo rămâneau, acolo cremeneau. Și când Didia deschidea vizeta și se uita să vadă ce mai face și îl vedea că lungi jos, o închidea imediat și erau liniștiți și împăcați că tocmai asta doreau ei. Și vedea peste 2-3 ore și îi lua încremenistul. Părintele Arsenie s-a așezat și el jos, a gândit în sinea lui, măcar 5 minute să mă refac. Și a țipit imediat, epuizat. Și a simțit că trage cineva de picior. Scoală-te, Arsenie, că încă n-a venit, n-a sosit vremea ta. S-a sculat, s-a așezat în genunchi și s-a rugat la Dumnezeu și a mulțumit că nu l-a lăsat să moară în condițiile astea. Dar, epuizat cum era, ce a zis? Să mă așez pe tinete, să stau puțin pe tinete. Fraților, Părintele știe, Nicolae, tineta aceea, butoiul acela de fier, avea circumferența lui de fier, de acolo de unde era scos capacul, 2-3 mm era buza aia de sus. S-a așezat pe aceea. S-a așezat cu niște oase acolo. Pentru că nu mai exista carne între oase și piele. Și se sprijinea și cu mâine. Și acolo a adormit. Seara, la ora stingerii, venea un gardian acela, intra înăuntru în celule și
decomora patul din perete ca să poată să prindă pe patul ăla de care v-am vorbit. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, că n-a mai venit gardianul să mai coboare patul. Iar el a rămas de la 10 fără un sfert, ăla era ceasul, când n-a putut să mai stea în picioare și s-a așezat pe tinetă, a rămas acolo, vedeți, sub fereastra aceea deschisă, aproape de tavan și afară era un gel îngrozitor, a rămas până dimineața la ora 5 fără 10 minute, când a început să se miște zăboarele de la celuri ca să intre gardienii înăuntru, să le ridice patul de iară la perete. Atunci s-a trezit. Imaginați-vă dumneavoastră, 7 ore să stai pe tineta aceea, sub frigul acela înfricoșat, că acolo, dacă ne spunea părintele, că în 20 de minute, maxim o oră, dacă te întingeai pe ciment, erai mort. Rămâneai acolo nemișcat. Și când a auzit zăboară, s-a trezit și s-a ridicat în picioare. Și când a venit gardianul și a deschis vizeta și a văzut că el e în picioare și patul este ridicat, n-a mai intrat înăuntru. Iar părintele Arsenie s-a aruncat cu fața la pământ acolo și a început să plângă în copul. Doamne, cum să-ți mulțumesc că m-ai ținut în viață? Înțelegeți dumneavoastră ce minuni, ce lucruri extraordinare? Și într-o altă izolare din asta, care a mărturisit-o înainte de sfârșitul vieții lui, unei călugărițe de la Techerul, care era într-o cumpără mare și ca să ridice moralul și să o bărbăteze, i-a povestit că Dumnezeu în cele mai grele situații nu ne părăsește, nu ne lasă. Și spune că atunci când era băgat la izolare pentru 10 zile și nu mai nădăjdea ca să mai iasă cu viață, cel mai mult a stat 5 zile la izolare. S-a rugat la Dumnezeu, Doamne, fii lângă mine și ajută-mă, știi pentru ce sunt aici. Și așa, în durerea lui și în strigătul lui către Dumnezeu, la un moment dat simte lângă el un deținut îmbrăcat în haine îmbărcate, care a început să-l încălzească și să-l îmbărbăteze. Și când a privit, era Mântuitorul Hristos în haine îmbărcate. Lucrul acesta s-a petrecut la momentul când venea din nou aceea ca să vadă dacă mai e în viață sau nu. Și văzându-l că e cal și cu viață, atunci și-a dat seama și aceea că ceva s-a întâmplat cu el și l-a spus de la recitor. Multe sunt de povestit. Eu să știți că în cartea aceasta am căutat să pun numai lucrurile acelea care nu au fost cunoscute din viața lor, cele care le-am cunoscut personal și care le-am auzit și care le-am trăit alături de dânsii. Nu l-au lăsat. El, părintele, spunea așa, deci, fraților, zice, anii de pușcărie știam că se vor sfârși. Într-un fel sau viu sau mort. Dar omul nu are cunoștință cât va trăi și atunci știa că o să fie și clipa când voi sfârși. Și nu-și făcea probleme și griji când o să iasă de acolo. Dar avea nădejde de plină la Dumnezeu. Acolo nu vă spun, că poate ați mai citit și dumneavoastră, cum ați auzit, ce rugăciuni făceau și făceau și o sfântă liturghie, așa cum puteau ei acolo, ceea ce reușea să primească de la cei care putea să le aducă de ceva din afară. Și ne spunea când era la mănăstirea Cheia că părinților e foarte greu să poți să povestești și să descrii momentele extraordinare prin care ne-a trecut Dumnezeu și ne-a scos cu viață de Dumnezeu. Nu poți să reziști la o asemenea situație dacă n-ai o credință puternică în Dumnezeu și dacă n-ai o legătură continuă cu Dumnezeu cel viu. Ajungând la mănăstirea aceea,
Acolo a început să fie cercetat de fii duhovnicești care se formase acolo în Transilvania la Filea și cei care îl cunoscuse înainte de a fi arestat și se mulțise numărul lor și în sărbători se umplea biserica. Părintele Gavin, fratele meu, era diacon, slujea foarte frumos, mai veneau studenți de la teologie care cânta și era adevărate praznici, adevărate sărbători în fiecare duminică. Securiștii erau foarte deranjați de faptul că părintele era cercetat de foarte mulți și nu mai putea să-l mai urmărească și să înțeleagă ce se ocupă și ce preocupări are el de viitor. Și atunci a făcut presiuni pe conducerea bisericii să-l mute de acolo. Și l-a mutat la mănăstirea Căldărușani. La mănăstirea Căldărușani, securitatea deghizată în electricieni, într-un pol de plădire unii s-a dat să locuiască, a spus că instalația electrică nu mai corespunde și a schimbat-o toată, sute de cabluri, de metri de cabluri și de prize și de întrerupătoare, numai și numai ca să aibă posibilitatea în camera în care locuia el să-i pui aparatură de noastră să fie ascultat ca să îi înregistreze tot ce face. După 9 luni de zile, securitatea, văzând că nu adună nimic cu aparatul de înregistrat, pentru că părintele, ca să nu-i mai lase posibilitatea să se ocupe de probleme duhovnicești, de fiii lui duhovnicești, ce credeți? I-a dat ascultarea de econom al mănăstirii și de casier și contabil, el care nu se ocupase în viața lui de așa ceva. Mănăstirea avea moșii mari. L-a mutat de acolo la mănăstirea dintr-un lemn. Iar la mănăstirea dintr-un lemn, părintele Arsenie și-a schimbat felul de viață și a stat mai mult retras. Primea la chiria dânsului numai pe fiii duhovnicești care îl cercetau și îi spovedea, le dădea sfată și tot prin acești fii duhovnicești scria altor fii duhovnicești scrisori pe care nu le mai trimitea prin poștă, pentru că știa că le urmărește și îi desface securitatea, iar acestor le ridea și le ducea direct la destinatar. S-a ocupat de structură, s-a ocupat de desen și de slujba, bineînțeles, și de îngrijirea duhovnicească a Maicilor prin mănăstire. Ajunsese exasperați cei de la securitate, pentru că toate încercările care le-a făcut ca să-l compromită și să-i trimită fii duhovnicești, de ăștia care caută pocăință, mărturisire, travestiți, nu putea să îl tragă în cursă, că el lumina Dumnezeu și că avea înțelepciunea aceea ca să se zizeze repede intențiile celor cu care intra în contact ce urmăresc. Și după 2 ani și jumătate i-a pus în vedere să părăsească mănăstirea. N-a avut un control, s-a dus la Patriarhul Justinian și Patriarhul Justinian l-a trimis la mănăstirea Cernica, aproape de București, unde Patriarhul trecea destul de des. Acolo, împreună cu preoții de mănăstire, când îi venea rândul, slujea Sfânta Liturghie, slujea Sfântul Maslu și spovedea și sfătuia pe cei care îl căutau. Și de acum numărul lor se mulcise foarte mult. Văzând că le dă mult de lucru și acolo, tot așa a făcut presiuni pe starețul mănăstirii și pe conducerea de la arhiepiscopie ca să-l mute de acolo. A rânduit bunul Dumnezeu ca în timpul acela să moară preotul duhovnic de la Techelion. Și stareța schitului de acolo, că era schit la vremea aceea, Semfora Gafton, care l-avea duhovnic cu părintele Arsenie încă din 1952-53, când dânsa a făcut facultatea la București, s-a dus la Patriarhul Justinian și îi spune: Părinte Patriarh, vă rog,
numiți-l pe Părintele Arsenie la noi preot duhovnic. Păi e un călugăr serios și curios de mulți ani și un părinte ca dânsul avem de noi. Și atunci prea fericitul l-a trimis la Techilion, pentru că Techilionul la vremea aceea, cu mănăstirea Sfânta Maria de astăzi, era stavrobighie și astăzi e tot stavrobighia Patriarhiei Române. Și l-a avut sub aripa ocrotitoarea sa, timp de 35 de ani, să înțelege că nu 35 de ani complet Patriarhul Justinian, și acum a putut Părintele să-și continue viața sa de duhovnic și să se pună în slujba tuturor, pentru că mergerea lui la Constanța, în Dobrogea, acolo a fost o lucrare extraordinară de mare a lui Dumnezeu. Prea fericitul Daniel, care a venit la parastasul de 40 de ani al Părintelui Arsenie, a ținut un cuvânt foarte frumos după parastas. L-am prins aici în carte, în întregime, mai puțin partea biografică. Și dânsul îl caracterizează, așa cum l-a caracterizat și alții mai înainte, farul de la Constanța. Omul luminii, i-a zis Părintele Patriarh Daniel. Și citind cuvântul dânsului, o să vedeți dumneavoastră ce frumos a prezentat lucrarea sa duhovnicească ca preot duhovnic la mănăstirea de la Sfânta Maria, de la Techilion, unde mulți arhierei venea și se spovedea la dânsul, nu mai vorbesc de călugări, călugărițe și mii și mii de oameni veneau pentru rugăciune și pentru dezlegări. A fost, nu este un lucru care nu se poate spune, a fost chemat și vizitat chiar acolo de președintele României, Emil Constantinescu, a fost chemat la București de 3 ori, pentru că de 3 ori s-a spovedit la el președintele României, Emil Constantinescu. Lucrarea lui duhovnicească, fraților, a simțit-o toți aceia care au ajuns să treacă pragul chiliei lui. Și cum spune un fiu duhovnicesc al dânsului, domnul Ioan Dan, familist, cu 2 copii, soția lui a murit de cancer la sân și după aceea a ajuns ieromonahul, care acum este preot slujitor și duhovnic la mănăstirea Sfânta Cruce. Spune că cei care ajungeau ca să fie, să-l cunoască și să primească sfatul de la el și să-și plece capul și pietrepțiul lui, n-au putut să-l mai părăsească până la sfârșitul vieții lor. M-a ajutat Bunul Dumnezeu și am fost și eu la parastasul de 40 de zile și am slujit împreună cu Patriarhul Daniel și cu Arhiepiscopul Teodosie. Am fost și la mormântarea Părintelui, dar am ajuns când liturghia era deja la Sfinte Dumnezeule și n-am mai putut să slujesc. Să vă prezint câteva momente intime din viața mea de fiu duhovnicesc alături de Părintele Arsenie. Când eram la mănăstirea Slatina, până să fie arestat, dânsul de așa natură mi-a pus primele învățături, după aceea altele și altele și altele în ordine crescătoare și mai greu de înțeles și de împlinit duhovnicește, încât a reușit ca să mă formeze duhovnicește și să mă facă să înțeleg că mergerea la mănăstire și făgăduința care am făcut-o în sinea mea și în ființa mea atunci când am intrat pe poarta mănăstirii, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, spune așa că cei care merg la mănăstire cu dorința și cu hotărârea de a se face călugă și a viețui în acea mănăstire până la sfârșitul vieții,
Din momentul când a intrat pe poarta mărăsirii, este deja înaintea lui Dumnezeu călugul. Ala, de fapt, este votul de căpetenie al celor care se duc la mărăsire, făgăduința care o faci înaintea lui Dumnezeu și angajamentul care le-ai înaintea lui Dumnezeu. Iar călugăria care face, se face în fața Sfântului Altar, cu întrebările și răspunsurile care trebuie să le dai și cu tot slujba rânduială acolo, este un act văzut care consfințește trecerea ta din frate și la sofor în treapta de călugă. Dar pentru cei care au ajuns la mănăstire, acea făgăduință, aceea este la Dumnezeu. Și vă spun că după ce ne-a scos afară de mănăstire cu decretul și ne-a aruncat în lume, acest gând și această învățătură a Sfântului Vasile cel Mare, care se găsește în rânduielile monahale ale Sfântului Vasile, aceea m-a ținut, că au tăbărât peste mine, tânăr fiind, frate fiind în mănăstire și știind că frații care au fost în mănăstire pot să se căsătorească, au fost și cele care au fost în mănăstire, maici, călugărițe, surori, rasofoare, care tot așa li s-a spus că surorile poate să căsătorească. Și o parte dintre ele s-au căsătorit și o parte dintre frații din mănăstire s-au căsătorit. Mie mi s-a menținut această conștiință și tu, frate Ioane Stoică, ești călugă, ai uitat ce spune Sfântul Vasile cel Mare. Și asta m-a ajutat enorm de mult. Părintele Arsenie era atât de agem la minte și atât de înțelept că te simțea și vedea că ai nevoie de un sfat anume într-un moment anume. Și ca să mă facă pe mine să înțeleg care e rostul viețuirii mănăstire și cum trebuie să mă încadrez în viața de mănăstire, totdeauna îmi spunea, frate Ioane, mai presus de orice mănăstire, să ai bunul mers al mănăstirii și să ai în vedere să fii armonios în toate. Și ca să mă facă să înțeleg ce e ascultarea, mi-a relatat un caz foarte frumos din viețile Sfinților. Spune că într-o mănăstire, între mulțimea viețuitorul de mănăstire erau și din aceia care trăiau în profunzime momentele liturgice din timpul bisericii, în special de la Sfânta Liturghie. Și erau un frate care atât de mult se interioriza, pentru că înțelegea că Hristos, cel care preoții îl împărtășesc credincioșilor, după ce Sfintele, după Sfânta Masă, s-au prefăcut în trupul și Sfântele Hristos, este viu și permanent în Sfântul Altar prin Sfânta Împărtășanie, el nu putea la sfârșitul Sfintele Liturghie să plece din biserică, ci rămânea acolo, spunând cum să-i întorc tot spatele lui Hristos și să plec din biserică. Și rămânea într-un unghi acolo mai umbrit și se ruga și se interioriza. Toată oștea ieșea afară și se împrăștiau toți la treburile lor, iar economul mănăstirii căuta să-i rânduiască pe toți la locuri anume de slujire. Și la un moment dat vede că lipsește fratele Cutare. Frate Ioane, frate Nicolae, cum o fi chemat, unde ești? Și auzind fratele acela că economul din curtea mănăstirii strigă după el, s-a trezit el din adâncimea aia lui de interiorizare în care s-a aflat. Și atunci a stat și s-a gândit ce să fac. Dar s-a și adus aminte de cuvântul din Scriptură. Cel ce ascultă de voi, de mine ascultă. Și atunci a zis el așa, Hristos cel adevărat este cel de afară care vă strigă și are nevoie de mine. A ieșit grăbindu-se și s-a dus și a pus metanie economului și l-a trimis și pe el la ascultare.
Până acolo a ajuns Părintele Arsenie să spună lucrul de felul ăsta, pentru că mă vedea că înțeleg și simt și că recepționez. Odată am venit și m-am dus la spovedire și i-am spus: Părinte Arsenie, săptămâna asta am plantat niște butaci de răchită într-un loc acolo și m-am interiorizat mai mult și am zis foarte mult rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și joi, vineri, după ce am trecut zilele astea, a început vrăjmașii să fie cu gândul: măi, pe dacă tu mergi așa cu sporirea duhovnicească, în scurt timp, ești vreme să te facă preot, să te hirotonească preot. Și vineri, când m-am dus la spovedanie, îi spui Părintele Arsenie: Preacuvioasă, uitați-te gândul în spune. A zâmbit și: e, frate Ioane, zice, vicleanul e atâta de abil și de înțelept, că el are toate doctoratele terminate, este atâta de aștept, că el nu s-o stă de vorbă. Dacă îți mai vin gândul, se spune așa, da, o să mă facă preot, dar când voi împlini vârsta de săvârșire, bărbatului de săvârșit, după 33 de ani, nici până în ziua, dar asta nu mi-a mai venit gândul ăsta. E, și tot așa, Părintele m-a ajutat să mă formez duhovnicește până la vremea când a fost arestat. Nu vă mai spun cum a fost arestarea de sus, a fost înfricoșat. L-a arestat pe el și pe fratele Constantin Dumitrescu și i-a dus la Suceava, iar acolo a durat o două săptămâni starea de anchetă, până când s-a adunat la dosarul lor toate documentele care au reprezut ei că sunt suficiente pentru condamnare. Într-o noapte, în peretele vestind de la celulă, aude o bătaie și îi răspunde că Părintele învățase morse astea și când îi răspunde de pare, cine credeți că era dincolo de pe el? Era fratele Constantin Dumitrescu, de care nu știa că fusese arestat la mănăstirea Slatina în aceeași noapte. Și ne spunea nouă la mănăstirea aceea: părinților, nu vă închipuiți ce bucurie și ce mulțumire sufletească ai în vremul ăsta de suferință, când știi că mai este unul de-al tău care este, gândește și simte ca tine alături de tine. Fraților, mă opresc aici cu Părintele Arsenie. Foarte multe lucruri o să găsesc scrise în carte, de astea de profunzime mare duhovnicească. Prins într-un capitol acolo, învățături și cugetări, dar Părintele Arsenie puse pe diferite teme. Iar mărturisirile și dăstăimirile lui, cele care le-am aflat direct de la dânsul, iarăși sunt puse cu scriere cursivă. O să vă dau dumneavoastră seama. Părintele Petroniu, am uitat să vă spun de Părintele Arsenie, că l-am avut în mănăstirea Slatina până la vreme când a stat profesor la școala monahală. Părintele Petroniu l-a cunoscut în mănăstirea Slatina pentru prima dată, ca și pe Părintele Arsenie, pentru că acolo a fost trimis de Patriarhul Justinian, cel care dorea ca mănăstirea Slatina să devie o academie monahală. Și pentru că acolo s-au adunat părinți deosebiți, Părintele Cleopa, care a venit cu părinții de la Sihătria, acolo a fost întrevietuitorii mănăstirii și viitor mitropolit la Adeală, Antonie Plomadeală, era Părintele Arsenie, Părintele Petroniu și alți părinți cărturari, care, pe care i-am avut profesor la școala monahală. Părintele Petroniu, ca cel care era un cărturar de mare ținută, el a încercat să facă și a treia facultate, dar n-a mai reușit pentru că era foarte greu. A făcut facultate de litere și filozofie și facultate de teologie și a început și facultate de fizică și matematică. A făcut primul an și după aceea trebuie că între timp a fost solicitat și a angajat la Cancelarea Sfântului Sinod și s-a dat în grijă
nu atât în grijă în lucru, ca să puie în îndoială Biblioteca Sfântului Sinod, la care a lucrat cu 2 ani și jumătate împreună, încă cu 2 persoane. Și pentru că s-a evidențiat prin munca lui deosebită, a ajuns și secretarul Patriarhului Nicodim. Iar la vremea când Patriarhul Justinian a preluat conducerea Bisericii Ortodoxe Române ca patriarh, l-a trimis la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamțul, unde a devenit profesor, iar cu Părintele Arsenie, care era la Mănăstirea Antim și era făcut, a fost făcut călugăr și romanac, l-a trimis spiritual și profesor de viața monahală și de rânduieli monahale. Părintele Pedronul la Mănăstirea Slatina era un model din toate punctele de vedere. De la Amin la Amin era nelipsit din biserică. A fost un mare tehnician, un mare executant al muzicii psaltice. Cei care l-au cunoscut au lăsat mărturie despre el că Părintele Petronul la cântări grele de muzică psaltică, de la începutul cântării și până la sfârșitul ei, nu pierdeau o jumătate de tot. Iar profesorul de muzică, profesorul universitar Sebastian Bucur, l-am întrebat eu, Părinte, dacă, să fiți sinceri să-mi spuneți, între Sfinția voastră și Părintele Petronul, care sunt mai buni tehnicieni, mai buni executanți de muzici psaltici? Și Părintele Sebastian îmi spune, Părinte Justinian, dacă să deschid două cărți la aceeași cântare și mi se pune în fața și a mea și a Părintelui Petroniu, la prima vedere, execuția care am să o fac eu, poate o să fie mai reușită decât a Părintelui Petroniu, pentru că eu exersez și execut foarte des cântarea cu psaltă. Dar dacă Părintele Petroniu apucă și trece cu vederea peste cântare, câteva minute înainte de a trebui să cânte, atunci nu va putea depăși niciodată nimeni. Părintele Petronul avea o voce îngerească și, după o priveghere de 7-8 ore, el așa de ușor cânta, de te ungea la suflet, putea să mai continue încă o priveghere, nu obosea. La Mănăstirea Slatina, după slujbele de miezul nopții, începea la 11, la ora 2, înainte de a fi stareț, el a avut chilia exact deasupra la chilia unde stăteam eu. Și el avea rânduială de viață, când se întorcea de la biserică noaptea la ora 2, timp de vreo jumătate de oră așa în surdină, exersa cântările astea grele de muzică sau. Eu cum eram dedesubt, parcă mă văd și acum, mă întindeam pe pat, puneam mâinile sub cap, și ascultam, parcă era venea din cer, venea filtrată prin tavan, cântarea aceea, parcă mi se părea că se înmulțeau vocile. Și în felul acesta adormeam. Și să vedem lucrarea lui Dumnezeu. A ajuns Părintele Petronul stareț la prodromul și cu chilia era la intrare în cancelare. Pe dânsul, pe timpul cât a fost stareț, dânsul a fost și secretar, și casier, și știa toată evidența contabilă, mai puțin cu 2-3 ani de zile, când parcă sunt de contabilitate de cheltuieli și noastră, am preluat-o eu. Așa. Era cu chilia lângă la parter. Iar eu eram cu chilia la etaj. Și Părintele, rânduiala lui de viață, care o avea de la Mănăstirea Slatina, a continuat să o facă noapte de noapte, și la Muntele Argus. Dânsul, pentru că folosea aparat auditiv, dacă scotea aparatul din ureche, puteai să dărâm casa pe el, nu mai auzea nimic. Se culca de vreme, la 9-9 jumătate se culca. Și la ora 1 era o oră biologică la el. Ce ceas îl putea scula pe el? Să scula. Și el, când s-a sculat, primul lucru care făcea, începea să cânte timp de 5-10 minute până casă.
Și la ora aceea se întâmpla că eu abia mă întorceam de la cancelare și l-auzeam. Părintele Petrunu s-a sculat. El la privegheri, când intra, după ce intra în biserică, fraților, gândiți-vă că nu e lucru ușor. Nu mai ieșea de biserică de la intrare până la, până se termina slujba. Și așa cum v-am spus, stătea și cânta la strana dreaptă, m-a ajutat încă după doi părinți, care unul știa mai bine note, iar celălalt mai puțin, stătea cu mâna stângă pe strană, așa, cumva, și privea așa puțin în diagonală, mi se cred, ca să poată să privească și ceilalți. Și nu stătea jos în biserică niciodată, mai ales la Sfânta Liturghie, ferească Dumnezeu să-l vadă și cineva stând jos. Era de o corectitudine și de o punctualitate încât îți potrivei ceasul cu el la ora fix, fără 10 minute, îl vedeai că apare la colțul bisericii. Și asta când înaintase vârstă. El a murit la 95 de ani, fără vreo 2 luni și jumătate. Părintele Petrunu de la Mănăstirea Slatina s-a întors la vatra părintească și s-a adăpostit în proprietatea unei sore de-ai lui, care avea o căsuță mai interiorul grădinii și acolo a viețuit vreo 2 ani și jumătate împreună încă cu părintei romonac de la Mănăstirea Slatina, Chiril Șeremet. Și de acolo a fost adus la Mănăstirea Curtea Arci de Preasfințitul Pavel Șerpe, care în anii cât a fost profesor la seminar, Preasfințitul Pavel Șerpe, Preafericitul Patriarh Justinian, îl pusese stară la Mănăstirea Neamțul și directorul și profesor la seminarul monahal de la Neamț. La vremea aceea, mulți arhierei, în special arhierei vicari și anumite episcopii, părintele Nicolae știe foarte bine, au fost desfințite de comuniști. Și Preafericitul, care era un om cu multă sensibilitate și cu multă Preafericitul Justinian, s-a îngrijit de toți arhiereii să le găsească locuri de retragere și de viețuire demnă de rangul lor. Și ajunsese la un moment dat în Mănăstirea Neamțului, erau 5 arhierei împreună cu Pavel Șer. Și spunea că seminarul monahal de la Neamțul se poate spune seminarul monahal celebru, pentru că avea profesor 5 arhierei. De acolo l-a cunoscut părintele Preasfințitul Pavel Șerpe cu părintele Petrunu. Și după ce s-a desfințat seminarul, Preafericitul Justinian, știindu-l câte de gospodar Preasfințitul Pavel Șerpe, el a construit în București Biserica Belvedere. Este copie fidelă după Catedrala din Timișoara. L-a trimis la Mănăstirea Curtea de Argeș. Repede s-a mișcat Patriarhul, pentru că aflase că tovarășii comuniști, ateii comuniști, doreau ca să facă sediul Partidului Comunist din județul Ardeș, în interiorul Mănăstirii Curtea de Argeș, să se lăfăiască ei în Palatul Regal și în toate clădirile pe acolo să le dea ei folosit. Și atunci Patriarhul, repede, prin hotărâre sinodală, a declarat Palatul Patriarhal, reședință patriarhală, iar Paraclisul, unde se află moaștele Sfintei Filofteia, Paraclis Patriarhal, iar în restul clădirilor a înființat urgent casă de odihnă a salariaților Bisericii Ortodoxe Române, care mergeau pe timpul verii la odihnă acolo. Iar în restul anului, ca să justifice că restul clădirilor au o folosință absolut necesară, a înființat cursuri misionare de preoți pentru toți preoții din țară care veneau de 3 ori pe an, câte o lună de zile, câte 130 de preoți. Tot așa veneau prin rotație. Și în felul acesta,
i-a pus în fața faptului împlinit pe tovară și comunist și n-a putut să mai ocupe mănăstirea Curtea de Arș. Iar acum, Preasfințitul Pavel Jerme, primind răspunderea acestui complex mănăstiresc, s-a văzut în imposibilitatea de a face față greului lucrului și l-a căutat pe Părintele Petronul și l-a adus acolo secretar și casier. Și acolo a rânduit Dumnezeu ca și eu să ajung la scurt timp după ce a ajuns Părintele Petronul acolo și împreună am fost salariați în patriarhie. Eu am fost acolo 8 ani și Părintele Petronul 6 ani și când s-a îmbolnăvit, s-a retras la mănăstirea Sfântăria, unde a viețuit încă 12 ani, în timpul cărora a ieșit la pensie. Și după ce a ieșit la pensie, a obținut aprobare și să meargă în vizită la locurile sfinte și la Muntele Athos. A ajuns la Muntele Athos și când a ajuns la situl prodromul, unde mai trăiau mai încă vreo 5-6 părinți, dintre care vreo 4 erau zelotiști, că știți dumneavoastră, atunci când s-a trecut după calendarul cel vechi de cel nou, s-a făcut mare ruptură și dezbinare în bisericile ortodoxe și la Muntele Athos. Și o parte dintre călugări au rămas pe calendarul vechi și s-au numit zelotiști, iar ceilalți s-au trecut pe calendarul nou. Și atunci obștea de la prodromul s-a dezbinat și o parte erau zelotiști și nu mai participa la sunetele bisericii, nici la masa de obște, nu mai avea mese cu restul. Și cum ei erau puțini și bolnavi și neputincioși, veneau călugări zelotiști greci din Muntele Athos, veneau și îi împărtășea cu sfinte uscate și le aducea ce mai trebuie pentru viață și și-au oferit serviciile lor ca să le poarte de grijă, iar ei să rămână în continuare în situl prodrom. Părintele Petronu a aflat de lucrul acesta și, întorcându-se în țară, i-a prezentat un memoriu preafericitului Patriarh Teoptist, Justinian, și Patriarhul Justinian, la vreo 3-4 luni după ce a prezentat memoriul, cheamă la patriarhie și spune: Părinte Petronu, ea și alcătuiește un grup de 5 persoane ca să cer aprobare de la Patriarhul Atenagora să mergeți definitiv acolo, iar Sfinția ta să fie conducătorul grupului, să vă duceți la prodomul și să salvați situația de acolo. A obținut aprobările de la Patriarhul Ecumenic, dar formalitățile ca să iasă din țară la vremea aceea cu pașaportul ăsta au fost îngreuiate pentru faptul că în 1977, după cutremur, Patriarhul Justinian s-a stins din viață și a venit la Patriarhat Justin Moisescu. Și cu toate schimbările acestea s-ar târzea vreun an de zile până au ajuns la Muntele Athos. Dar vă spun, fraților, că sosirea Părintelui Petronul la Muntele Athos a fost providențială, că dacă mai târzea vreo 2 ani, vreo 2 luni și jumătate așa, Schitul prodromul ăsta nu mai era românesc, era grecesc, pentru că se perfectase formalitățile și conducerea Muntele Athos urma ca să-l dea în folosința călugărilor zelotiști greci, care își asuma răspunderea ca să poarte grijă de bătrâni de acolo. Și iată așa, Dumnezeu, pentru o lucrare providențială, Părintele Petronu a fost cel care a salvat, prin el a salvat Dumnezeu situația de la prodrom. Eu am ajuns la vreun an și jumătate în vizită pe acolo și văzând situația dezastruoasă în care se afla, că era o imensă ruină, m-am pregătit și m-am dus și eu la Muntele Athos și din 12 mai 1981 mă aflu acolo. S-au împlinit 37 de ani de când sunt la Muntele Athos. Alături lângă Părintele Petronu și lângă ceilalți părinți care s-au adăugat, a reușit în pe parcursul anului să restaurăm schidul și astăzi să fie o mănăstire de referință pe Muntele Athos. Lucrurile
pe care le-am întâmpinat, greutății care le-am întâmpinat în timp cât am viețuit în vreun pântire pe drum, acolo, că ne-am confruntat cu mari lipsuri, cu mari greutăți. O să le găsesc pe toate menționate acum în carte. Că am vrut să cartea aceasta să fie un document. Și a fost apreciată cartea de oameni care înțeleg ce înseamnă o carte document și a spus că, zice, aici este, zice, o istorie a monahismului românesc și este o parte din istoria Bisericii Ortodoxe Române și a monahismului românesc. Eu am căutat să scot în evidență în cartea aceasta lucrurile deosebite din viața acestor părinți și râvna lor mare de a sluji pe Dumnezeu și a-i sluji pe oameni. Părintele Arsenie, în felul lui, s-a pus în slujba oamenilor în afara unei mănăstiri, bineînțeles tot în cadrul unei mănăstiri, ultimii 35 de ani, iar Părintele Petroniu a fost călugărul acela care a înfrumusețat, a împodobit și a lăsat monahismul românesc învățături și model de viață, de trăire călugărească în mănăstiri. Să-mi îngăduiți să vă citesc o, două, trei fraze din carte și în special de la înalt preasfințitul Teofan, pe care l-a rugat să scrie el cuvântul de început la această carte. Și care a dat și binecuvântarea pentru publicarea acestei cărți la editura Doxologia în Iași. Da. M-a dus la dânsul și i-am zis, în altă asunția voastră, vreau să scriu despre Părintele Petroniu și despre Părintele Atanasie. Foarte bine faci, bine faci, Părinte Iustinian. Și eu mă gândesc și am adunat câteva lucruri, dar nu știu când voi ajunge să fac lucrul acesta. Și când cartea a fost gata, m-a dus cu ea la dânsul necopertat. I-am spus, zic, înalt preasfinția voastră, nu există, nu este altcineva mai îndreptățit ca înalt preasfinția voastră să scriți un cuvânt la începutul acestei cărți. Pentru că l-ați avut mulți ani pe Părintele Arsenie Duhovnic, iar pe Părintele Petroniu l-ați avut la mare evlavie și l-ați iubit. Ați slujit împreună cu dânsul, iar după moartea dânsului ați slujit slujba arhierească și a făcut parastat la pământul dânsului. Pe amândoi acești părinți i-ați cunoscut și a spus foarte profesor și îndrănesc să zic așa că sunteți cel mai îndatorat să scriți cuvântul la această carte, că nu există altcineva mai potrivit de când a zâmbit și bine Părinte Iustinian. Și a scris dânsul acolo, a scris dânsul cuvântul acesta la începutul cărții, care este intitulat, o să vă citesc imediat, Doi părinți de pe taborul monahismului românesc. Spune dânsul despre fiecare așa și aici, mai la urmă, spune așa. Părintele Iustinian Stoica este fratele mai cunoscutului părinte Gavril Stoica, care își doarme somnul de veci în incinta mănăstirii Zanfira din Praga. Fire mai iute și receptivă, cum se autocaracterizează, Sfinția sa a resimțit ca pe o datorie a vorbi din perspectiva ucenicului despre părinții Arsenie și Petronie, cei cărora a fost fiu duhovnicesc timp de 55 de ani. Cuvintele sale curg pe pagini întregi, călăuzite de o mare încredere în purtarea de grijă al Dumnezeu. Scrie sobru, adesea descriind aspecte dramatice din biografiile prezentate. Seriozitatea și o implicare totală o putem sesiza în fiecare pasaj de mărturisire. Volumul are și meritul de a completa istoria recentă a Bisericii, marcată și de răstigniri, dar și de biruiri. Pentru cititori, mai ales pentru cei tineri, poate fi și un invoc pentru a tinde mereu spre o viață cât mai deplină trăită după voia lui Dumnezeu. Parcurgând-o,
inima este atinsă de cuvântul sincer, direct și plin de învățături. Nădăjduim ca tot să resimtă după lectura ei o revigorare a Duhului și chemarea spre o împreună lucrare și mai intensă cu Harul Domnului. Iar eu urmează în continuare, am un cuvânt aici intitulat Însemnat. Am spus aici că dacă am reușit ceva în această carte, se datorează într-un totul Părintelui Petroniu, care m-a învățat cum să fac lucrul temeinic și la timp, pentru ca să rămână folositor și pentru cei de după noi. Și am menționat aici, cartea aceasta a fost cu putință să o scriu, pentru faptul că ultimii cinci ani de viață i-am venit la o colibă Hobalul Mării, care aparține de mănăstirea Vatopedu. Acolo timpul eu am dispus de el, n-am mai dispus timpul, n-am fost eu la dispoziția timpului. Și am putut, de așa natură, să lucrez și să alcătuiesc această carte la care am scris peste 2 ani de zile de aia. Am scris-o în Cioru, după am trăsit procurat, am trimis-o la o mănăstire, a introdus-o în calculator și după aceea, pe o memorie electronică, am dus-o și am predat-o la editura Doxologia de la Iași. Mulțumesc tuturor celor ce m-au ajutat să pot edita și tipări cartea de față și celor care m-au sfătuit și îndemnat stăritor să las mărturie scrisă pe viața celor doi părinți. Dar înainte de a citi ultimele două fraze din cuvântul acesta, vreau să vă explic ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Pe partea stângă, pe carte se află în picioare Părintele Arsenie Popacioc, având în spate o pictură de pe peretele sud de la Chiria Dânsului de la Techirghiol, pe care a făcut-o Părintele Sofia Boghiu, marele pictor de la Antim. Iar în partea dreaptă se află în picioare Părintele Petroniu, având în spate biserica de la Prodrom, din Muntele Arus. Între ei se află un frate. Cartea aceasta i-am dăruit-o fostului guvernator al Muntele Arsul, domnului Constantin Luni, care i-a cunoscut pe amândoi părinți, Părintele Petrolul, de mai multe ori la binecuvântat, iar cu Părintele Arsenie l-a avut în casa lui la Atena, când a fost Părintele Petrolul în vizită la Muntele Atos, Părintele Arsenie în vizită la Muntele Atos. Și mă întreabă, părinte Isuneam, dar între cei doi părinți, cine e copilul acela? Și i-am spus, copilul acela care avea la vremea aceea 20 de ani, se află pe coperta din spate. Aici o să vedeți dumneavoastră, pe coperta din spate. Și lângă acest părinte de pe coperta din spate, sunt scrise următoarele cuvinte. Nu-i voi putea mulțumi niciodată de a ajuns bunul Dumnezeu că m-a vrednicit să-i cunosc pe părinții Arsenie și Petronie, să trăiesc alături de ei și să le fiu timp de 55 de ani fiul duhovnicesc. A fost o mare binecuvântare existența lor în viața mea și nu pot înfățișa în cuvinte intensitatea și frumusețea momentelor trăite lângă dânsi. De la părinții mei duhovnicești am deprins nenumărate lucruri bune și frumoase, dar dacă m-ar întreba cineva ce am învățat în mod deosebit de la fiecare dintre ei, aș răspunde. De la Părintele Arsenie am învățat să iert și să iubesc pe tot omul, iar de la Părintele Petroniu am învățat smerenia și frica de Dumnezeu. Aceste virtuți îi defineau în primul rând. Ce aș putea spune mai mult? Poate doar îndemnul luminos al Apostolului. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luarea aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credinței. Iar aici, la sfârșitul cuvântului meu, intitulat Însemnare,
o să găsiți dumneavoastră scris ceea ce vă citesc eu acum. Mulțumesc de toată ființa mea prea bunului Dumnezeu, care mi-a lungit viața până la 80 de ani și m-a vrăincit să scriu această carte ca un modest cunosc de recunoștință adus părinților mei pentru toată osteneala, pentru toată osteneala pe care și-au dat-o ca să mă formeze duhovnicești. Le mulțumesc și celor doi mari și minunați părinți, Arsenie Papacioc și Petrolul Tănase, pentru tot ce au făcut pentru mine și îi rog, dacă au dobândit îndrăneală către Dumnezeu, să mijlocească, să ajungă și fiul lor duhovnicesc acolo unde cred că sunt ei în fericirea cea veșnică. Amin. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim.